domnul primar, doamna secretar general, să mă asculte ce președința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 31.03.2022. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. La Comisia Economică, de care nu știu, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Moinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2022 a unui sprijin financiar activităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă sunt, sub proiectul la vot. Cine se pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Spune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul construcție locuințe sociale, cod SMIS 153.371. Comisia de urbanism, vă rog, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare infrastructură rutieră strada Brezgen din Mării și Ștefan Lucian, cod SMIS 153.380. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajat de spațiu de joacă pentru copii în strada Dumnezeu Mare, Micilor Moinești.
cod SMIS 153.384. Comisia de organism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Punctul 9 este respectat de ordinea de zi, de asemenea și punctul 19. Comisia proiectul de la punctul, dacă aveți întrebări, vă frumos. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine se pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, o abținere. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 135, de 20.06.2019, privind declararea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moinești de Bacău, a unor bunuri din imobile de uz și interes public local. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, sumăm proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, întrebări. Dacă nu sunt, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, o abținere. 12. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil de lemn de uz și interes local și adresat de apartenenții acestuia la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine se pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți cuvântul, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Aș dori să fac un amendament la acest proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre pentru a putea fi votat legal, ne trebuie să-l redenumim. Pentru că astăzi s-a venit o completare privind spațiile din piață, modul din piață. Vor uitați cum sună proiectul de hotărâre la punctul 12. Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren de uz de interes local. Iar la documentație este anexat, toată documentația se referă la terenul de 1265 metri pătrat pe stadia Mihai Eminescu, pentru reabilitarea și modernizarea canalelor pentru colectarea și transportarea evacuarea apelor pluviale. Deci acest proiect de hotărâre să poată cuprinde și modulul din piață. Eu vă propun ca să-l redenumim și să se intituleze proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri imobile de uz de interes local și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. După ce ne denumim în proiectul de hotărâre la articolul 1, facem referire la atestarea apartenenței și declararea la domeniul public cu privire la terenul de 1265 metri pătrați, iar la articolul 2 facem referire la modulul din viață. Și atunci
Opinia mea, din punct de vedere juridic, va fi legală. Da. Am zis, am zis să treacă și pe vorba de comisie toată. Mulțumesc. Da, oameni. Supunem la votare proiectul cu amendamentul pe care l-a făcut domnul consilier. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abține? Mulțumesc! 13. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil de rând de uz și interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Mâncuțe, dacă Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea amintirii unor imobile situate în intravilanul municipiului Mănești, strada Tudor la Nivelescu, numărul 151, centru de sud Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 0605/2015. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, o abținere. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială de Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supune proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă în municipiul Mâinești pentru anul 2022-2027. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine se pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere, mulțumesc. 18.
proiect de hotărâre privind aprobarea logo-ului Direcție de Asistență Socială Românești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine se teme? Voturi împotrivă, abțineri. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, nu? Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale municipiului Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor din SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 16.05.2022. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Ședința de comisie la sfârșit, după o pauză, urmează ședința de plenă. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi invitați. Având în vedere necesitatea convocării Consiliului Local al Municipiului Moinești în ședință ordinară pentru data de 27 aprilie 2022, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, a fost emisă dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 330/2022. Vă informez că ședința este legal constituită prin prezentul număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. Având în vedere ordinea de zi propusă, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24/3/2022, bineînțeles, cu consultarea plenului, dacă există obiecțiuni față de forma care a fost publicată, trusai și transmisă dumneavoastră. Nu există obiecțiuni, puteți să deschideți procedura de vot. Mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24/3/2022. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 4 aprilie 2022. Vă rog să derulați procedura de vot. Vă mulțumesc. Cu 18 voturi pentru a fost aprobat și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4 aprilie 2022. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a supune la vot ordinea de zi propusă de către executiv. Mulțumesc. Răzima, supunem la vot ordinea de zi, deci punctul 19 a fost retras de pe ordinea de zi, deci supun la vot rezultatul întrebări. Cu cine este pentru, deci să procedăm la vot. Cu amendamentul din comisie de la numărul 2. Cu amendamentul să spună, deci. Vreți să le luați că e un anul. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru.
Dacă aveți întrebări, discuții, vă rog, domnul. Mulțumesc, domnule președinte. Toată întrebarea de ce era doresc să fac la execuția bugetului la finele trimestrului 1-2022. După opinia mea, cred că execuția trimestrului este cea mai importantă execuție din întregul an. Și spun acest lucru pentru faptul că în trimestrul 1 sunt cei mai mari casele la buget, având în vedere reducerea de 10% pe care codul fiscal o acordă contribuabilor. În același timp, este foarte importantă execuția bugetului pentru faptul că trebuie cu mare atenție și cu mare discernământ repartizarea acestei venituri suplimentare pe cheltuieli. Eu am analizat și proiectul de hotărâre numărul 5 privind rectificarea bugetului și am văzut că repartizarea veniturilor în sumă de 19.668.273 au fost efectuate preponderent pe secțiunea de dezvoltare, cât și pe secțiunea de funcționare, pentru că, așa după cum cred că știm toți, noi nu putem să facem transferul de la un capitol bugetar la altul decât în trimestrul 3, în termen de 30 de zile de la aprobarea rectificării bugetului de stat. Și în același timp, legea finanțelor publice locale nu ne dă voie sub nicio formă să facem transferul de la secțiunea de dezvoltare către secțiunea de funcționare. Și de asta trebuie să avem în vedere cum distribuim veniturile astfel încât să putem și funcționa corect, dar și să ne dezvoltăm. Acestea sunt apreciere de mine. Încă o dată o felicit pe doamna directoare economică, Pădureanu, pentru profesionalism pe care le dă. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai aveți alte discuții, vă rog. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Dacă o să deci votul pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării de venituri și cheltuieli de anul 2022 al municipiului Moinești. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Să procedăm la vot atunci. Comisia Juridică? Aviz favorabil 5 voturi.
Întrebări de discuții, dacă aveți, vă rog, să procedăm la vot, vă rog. Cu 18 voturi, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare infrastructură rutieră Sala de Trezare și Ștefan Lucia. Cod SMIS 153.380. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Dacă aveți întrebări, vă rog, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, se supune proiectul la vot. Mulțumesc, astăzi, deci, votul pentru, pentru a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul amenajat de spațiu de joacă pentru copii în strada Urmai, municipiul Voinești, Porțimis, 152.384. Aviz Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi. Întrebări, discuții? Să procedăm la vot, vă rog. Mulțumesc, 18 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind repartizarea două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Voinești, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru stat. Întrebări, discuții, vă rog, domnul consilier. Aș dori să supun atenției dumneavoastră doar câteva aspecte. Noi, la începutul anului, am aprobat regulamentul privind repartizarea locuințelor sociale și am avut apel de priorități. În același timp, s-a aprobat o comisie care să repartizeze acele locuințe. Din punctul meu de vedere, aceste repartizări de locuințe nu trebuie aprobate în Consiliul Local, pentru că noi am stabilit cadrul legal și tabelul de priorități, după care comisia trebuie să repartizeze și să-și asume responsabilitatea. Și dacă mergem la articolul 129.8 din codul administrativ privind atribuțiile Consiliului Local, ne spune așa, în exercitarea atribuțiilor prevăzut în alineatul 2 litera D din codul administrativ, Consiliul Local aprobă construirea de locuințe sociale, criterii pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților, aflate în proprietatea sau în administrarea Consiliului Local. Deci noi aprobăm criterii, aprobăm tabelul de proprietăți, după care comisia trebuie să facă repartizarea locuințelor sociale. Așa ne spune legea. Acum, putem, dacă doriți să supunem votul în Consiliul Local, nu e nicio problemă. În schimb, noi nu avem de unde să știm ceilalți membri în Consiliul Local, dar acele activități au fost desfășurate în totalitate, legal sau nu. Și uitați la proiectul de hotărâre de astăzi. Dacă o să afișați referatul de specialitate, raportul de specialitate, acolo ne spune că după ce au fost efectuate toate demersurile cu privire la tabelul de persoane din tabelul de priorități, în final au fost chemați în sala primăriei și s-a discutat cu câteva persoane și le s-au repartizat locuințele. În schimb, spune așa, au fost prezenți în sala mare de ședințe a primăriei Voinești, domnul Vrânceanu Narcis Ionuț, domnișoara Satenia Maria, domnul Bobetiu Marius Nicolae, doamna Ursul Iana Ștefania, doamna Preotese Ramona Corina și domnul Grosuleac Dorneanu Marius Alexandru. După care se repartizează cele două garsoniere, domnului Vrânceanu Narcis, care apare prezent în sală, și doamnei Chipilic Petrina, care nu apare de niciun document pe ei, deci a fost prezentă. Este o altă ședință. Dacă
Dacă vrea stipulat în raportul? Este stipulat. Sunt stipulate două procedente din raport. Deci dacă îmi dați voie, locuințele ANL nu sunt locuințe sociale. Fac parte dintr-un alt tip de legislație. Criteriile sunt aprobate de către Guvernul României. În materialul de ședință, în procesul verbal, este stipulat faptul că cele două locuințe au fost eliberate, una la sfârșitul lunii martie și una la începutul lunii aprilie. Foarte la început, în primele zile. Da. Până în data de 3. Deci, domnul Vrânceanu a participat la prima ședință, deci aparține primului proces verbal, că sunt două, iar doamna Ghibilic a participat la ambele ședințe, după câte mi-aduc aminte, și a acceptat repartiția la al doilea proces verbal. Deci sunt stipulate în materialul de ședință două procese verbale. Eu nu am făcut altceva decât să vă spun că aș considera el acceptă repartiția. Închideți microfonul să poată vorbi și domnul consilier. Da. Eu nu am făcut altceva decât să vă spun ce ați consemnat dumneavoastră de specialitate. Care aici spune că doamna Ghibilic n-a fost prezentă. Dar nu are importanța asta. Eu, la dacă dumneavoastră spuneți că s-a făcut repartiția de gamă, nu nicio problemă. Îmi spuneți că aceste locuințe, într-adevăr, nu sunt locuințe sociale. Atunci, închirierea lor, dacă nu sunt locuințe sociale, trebuie să facă o legislație publică. Nu. Nu? Închideți vă rog cu dumneavoastră. Acum, puteți vă rog. Se fac repartițiile locuințelor ANL, se fac în baza legii 152. Da, și pentru mai multă transparență se aprobă aceste repartiții în ședinții din Consiliul Local. Lista, într-adevăr, este aprobată în cursul lunii februarie și în baza acestei liste se își fac repartiții. Pe de-a lungul timpului, o parte din solicitanți renunță la solicitări datorită faptului că își pot cumpăra o locuință proprietate personală sau din diverse alte motive. Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Să nu te înțeleagă că eu contest legalitatea repartizării. În schimb, nu cred, mi-a fi necesar să aprobăm totul. Nu, acum am înțeles, domnul consilier. Pentru mai multă transparență, așa cum spune doamna, haideți să-l aprobăm, da. Pentru că a fost vreodată problemă că am aprobat ceva plus pentru a constata că ceea ce s-a discutat la ședința cu cei care primesc o locuință, ceea ce discutăm în primărie, nu este sempre. Da, toate materialele stau la dispoziție și putem să-ți măsuri că vor fi o transparența fost. Deci dacă mai aveți alte întrebări, vă rog frumos, dar nu să procedăm la vot. Mulțumesc. 18 voturi pentru, cu 17 voturi pentru, cu 7 de lege, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului 135/20 iunie 2019 privind declararea apartenenței la domeniul public al Municipiului Moinești Bacău, onorul imobile de uz și de interes public local. Raport Comisiei Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Cu 7. Întrebări, discuții, dacă aveți. Să procedăm la vot, vă rog. Vă mulțumesc, 17 voturi pentru și o abținere pentru că a fost adoptat. Aici o să citesc proiectul numărul 13 cu amendamentul domnului consilier Marcena.
Proiect de hotărâre privind declararea acelor bunuri din imobile de uz și de interes local și atestarea preferenței acestora la domeniul public al municipiului Moineș, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Aviz Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții cu marginea proiectului. Vă rog să le votați. Mulțumesc, 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun imobil pe teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Moineș, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog. Să procedăm la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea lichidii unor imobile situate în traperalul municipiului Moinești, strada Tudor Gătinescu, numărul 151, județul Bacău. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții, vă rog, vă rog, domnul consilier. O singură remarcă, dacă îmi permiteți, vă rog să îndreptați eroarea materialului. Cred că este o eroare materială în proiectul de hotărâre. Clădirea numărul 1 se alipește la proiectul. Cred că este vorba de clădirea numărul 2 la scrie C1 și apoi tot C1. Da? Cred că eu așa cred că este o eroare materială, dar nu a spus posibil. Aviz, Comisia... Aștept aici, vreau să ne-am văzut
Da. Vă luați pe dumneavoastră să prezinte și ne opriți. Da. Pare că a fost cel mai prost dau direct în votare. Da. Bună ziua. Sunt Mihai Bălășel, reprezentant al programului ROMAC. Programul ROMAC este format, este creat de Comisia și Consiliul Europei. Sunt în comunitatea dumneavoastră de un an și 7 luni deja. Mă ocup în special cu incluziunea cetățenilor de etnie romă în tot ansamblul comunităților. Ajutăm în special UAT-urile în creșterea capacității pe tot ce ține de scriere de proiecte, pe tot ce ține absorbție de fonduri europene. De asta și a apărut nevoia creării unui plan de acțiune care să viseze cetățenii de etnie romă în quantum pe care îl au fondurile europene din România și în același timp să încercăm și atragerea de fonduri de altă sursă decât fondurile europene clasice prin Ministerul Fondurilor Europene. Și planul creat de doamna Fodor Adela, ne-am uitat împreună pe el, consider că este unul benefic pentru municipiul Măinești și pentru viitorul dezvoltării municipiului. Vă mulțumesc! Și eu vreau să vă mulțumesc pentru că în ultimii 2 ani am implementat 2 proiecte finanțate și anume acel loc de amenament din Parcul Osoiu, cât și la Biserica Sfântul Gheorghe în incinta acelor construcții care au avut acolo, dar unul deja a fost ceva, nu? Da. Sperăm un proiect viitor, deja lucrăm la o documentație pentru a branșa cetățenii de etnie romă la rețete de apă și canalizare pentru a-i sprijini financiar și sper să izbândim și cu acest proiect și cele viitoare care se vor ridica la finanțare. Mulțumesc frumos pentru mine. Sigur. Și eu vă mulțumesc că m-ați primit în comunitate. Mulțumesc mult. Vreau la mulțumim pentru intervenție. Aviz Comisia Economică, vă rog. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia de rog, aviz. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Dacă mai aveți alte intervenții, doamnelor consilieri, dacă nu, să plecăm, vă rog. Vă mulțumesc pentru 18 voturi pentru că a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea logo-ului Direcției de Asistență Socială Măinești. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Vă rog să votați. Mulțumesc, cu 18 voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în Municipiul Măinești pentru ședința adunării generale a acționarilor a Asociației Companiei Generale de Apă a CROISA din 16 mai 2022. Aviz Comisia Economică. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Întrebări, discuții? Să procedăm la vot, vă rog. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Și ultimul punct diverse, dacă aveți intervenții, vă rog. Se poate discuta că pentru rezultatea noastră, dacă ne puteți spune deja a fost deja în 2019, chiar eram foarte încântat de el. După care, a doua chestie, am întrebat și mai înainte, am înțeles că s-au lisa atras atenția, am văzut lucrările care se fac în oraș, sunt foarte bune, doar că în anumite zone nu sunt împrejmuite foarte bine.
și chiar cred că nu ar trebui să așteptăm să întâmple vreo minune. Mai ales acolo unde s-a și turnat, unde sunt țepușele alea de fier, sunt zone care o plasă portocalii de anumă așa foarte bine, dar n-am trebuit doar două benzi, mă refer chiar la Coradătului, unde chiar este trafic, doar în Ferești sau în Școli, sunt unde să nu existe, să nu se întâmple vreo minune. Iar a treia chestie, am așteptat până la ședința asta să ridic această problemă, este o ședință în care observ că niciun domn consilier, inclusiv eu, nu avem acele tablete cu noi. Datorită sistemului pe care îl avem, acum cred că toată lumea avem acasă cumva, putem fiecare poate să citească proiectele de hotărâre pe orice alt dispozitiv, poate ar trebui să le dăm o altă utilitate celor tablete. Eu știu pe la școală, poate cineva care are nevoie, cred că ar fi mai util. Cel puțin la mea personală stă acolo, în casă, nu are absolut nicio utilitate. Mulțumesc, tablete. Da. Mulțumim. Legătură cu punctul 19, a făcut demersuri noi, Asociația Veteranilor de Război de la Major Județean, cât și Garnizoana Bacău, pentru promovarea domnului în retragere de domnul Copie, dar nici până la această dată nu a avut urmăritor oficial acest lucru, fapt pentru care a trebuit să amânăm acest punct, acest eveniment, și am discutat deja cu domnul de la Bacău, am făcut și o adresă, pentru că trebuie să anunțăm înainte pentru a primi fanfara militară și am demansat pe data de 2 iunie la ora 17. De ce ora 17? Pentru că este 2 iunie, este și înălțarea. Pe de o parte trebuie să organizăm noi acele evenimente de punere în coroane, pe primul spectacol, dar am zis să avem acest an un eveniment mai amplu și am introdus și acest lucru la ora 17, pentru că fanfara militară să poată fi prezentă la Măinești, nu se poate la o oră în care are reședința de județ în jurul Brâncului, la ora 9 dimineața este la Măinești și la ora 17 este disponibilă fanfara militară. După evenimentul de la Monumentul Eroilor, sperăm că până atunci să apară monitorul oficial la avansarea domnului colonel la gradul de general. Mâine este ședința la Consiliul Județean și se va aproba oferirea titlului de cetățean de onoare. Domnul Copie și Valeriu și președintele Consiliului Județean, tot atunci pe probă. Iar la ora 18:30 am contractat deja un spectacol cu Corala România. De această dată cu un spectacol folclorii și cântece patriotice în patru bărei. Spuneam la ora 18:30. Am văzut această sărbătoare de denunțare să sărbătorim cu toți, da? Și am spus vreo așa, trebuie să fie în continuare, după evenimentul de la momentul Ierfelor de apropierea parcului Titei. La împrejurii o să atenționăm constructorul Ghirialul la asta în contractul pe care m-am încheiat cu noi și eu să fie atenționat scris. În legătură cu tabletele, aș vrea o să dăm la prefectul să ne spună ce stare se află de inclucări, procedura de achiziții, la tablete pentru ele și echipamente IT pentru școală. Este procedură de achiziție, da? S-a finalizat etapa de evaluare a propunerilor tehnice și procesul de urmă este în conținerea aviz conform de condiționare a noi la Agenția Națională de Conținere. Deci, prin verificare, salte, da. Sperăm ca să finalizăm procedura și să luăm și acele tablete, să dotăm elevii și, bineînțeles, dacă nu mai sunt necesare la dumneavoastră pe consiliere, noi o să vedem ce utilitate le putem da. Pentru că tot am luat cuvântul și suntem la diverse, mulțumim pentru apreciere directorului economic, doamnei Gabi Tudoreanu, dar fără a da mâine, vă spun că și alți colegii primărie merg la apreciere, eu știu ce se întâmplă în primărie, avem proiecte de rulare și nu puține, avem un proiect de dezvoltare de 57% și de funcționare 43%, asta spune mult, și dacă nu ne-am realizat acum pe unul sau pe altul, pe toți ne iau în măsură, i-am apreciat să facem echipă și facem treaba. Un singur aspect cu tabletele. Luați în calcul că există posibilitatea ca unii să participe online. Dacă le luăm tabletele, nu mai vorbim numai de ceva. Nu mai am stare de alertă să le urcele, exact. Vedem, o analizăm, nu, dar nu s-a luat de aici. A fost doar o propunere. Dacă mai aveți alte intervenții, dacă nu, declarăm ședința în acest.